Înotul a progresat vizibil în acest an și ne dorim ca și în continuare să muncim la fel de mult, a declarat antrenorul Viorel Ciobanu la premierea sportivilor clubului CS Dacia Mioveni 2012. În primul rând trebuie să mulțumesc primăriei, Consiliul Local și să nu uităm acești copii. Părinții, îmi pare rău, nu sunt aici prezenți, dar copiii o să le transmită cu siguranță. A fost un an dificil, o să urmeze și an, alți ani și mai dificil, dar trebuie să strângem din dinți, să mergem mai departe. Și să nu uităm că performanța nu e numai cu laude și premii, este cu muncă, foarte multă muncă. Noi lucrăm cu apă, deci foarte multă muncă în activitatea pe care o facem și trebuie să fim sănătoși și asta este cel mai bun lucru. Eu vă doresc în 2015 să fim cât mai sănătoși, să ne vedem cu bine. Cochetul Bazin din localitate a găzduit și o demonstrație a înotătorilor, unde a fost prezentă și Camelia Potec, președintele Federației Române de Natație.